Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, mă bucur să ne reauzim și să ne revedem în Piața Victoriei, pentru că suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări așadar tuturor. În studioul Europa FM este domnul Cătălin Drulă, președintele USR. Domnule Drulă, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Multe subiecte în această seară, cu ce să începem? Că aveți mâine moțiunea simplă împotriva ministrului de interne Lucian Bode, se va vota, vom vorbi și despre teza de doctorat a ministrului Bode și o să vorbim și despre scandalul acesta privind cumpărarea de mașini BMW pentru poliție, că încercăm să înțelegem unde am rămas cu scandalul acesta, pentru că însuși Lucian Bode va acuza că știați foarte bine pe ce ați semnat. Contractul acela de finanțare a fost semnat acolo la transporturi pe vremea dumneavoastră, iar anexa, caietul de sarcini, detaliile tehnice sunt parte din contract. Cumva ne spunea domnul Bode că dumneavoastră, prin pixul dumneavoastră, ați decis cumpărarea mașinilor BMW pentru poliție. Explicați-ne unde suntem. Da. Să vă zic așa că dacă dicționarul DEX ar avea definiția licitației cu dedicație, BMW-urile pentru poliție ar trebui să fie acolo la poză. Domnul Bode induce o perdea de fum și o minciună până la urmă, făcând o confuzie sau inducând o confuzie între contractul de finanțare europeană. Aceste mașini, înțeleg că au fost acționate în Ministerul Afacerilor Interne ca parte dintr-un proiect mult mai amplu cu finanțare europeană, un proiect de siguranță rutieră, în care mașinile erau un detaliu, resturile erau aparate radar, vreo 300 de bucăți, astfel de aparate pentru testat prezența drogurilor în salivă, tot felul de dispozitive mobile pentru polițiști, vreo 4.000 de dispozitive mobile cu imprimante, o întreagă dotare care trebuia să ajute la întărirea acțiunii de control în trafic rutier și în care mașinile care erau 300 în acest proiect, era un detaliu. Respectivul proiect de siguranță rutieră, repet, este finanțat din fonduri europene, iar formal cel care aprobă finanțarea este organismul intermediar transport în subordinea Ministerului Transporturilor. Și în PNRR avem de altfel o axă importantă, sunt vreo 1.000 de radare fixe. Deci astea sunt lucruri în PNRR de transport, mă refer, implementator Ministerul Afacerilor Interne. De la asta până la o licitație făcută cu dedicație este numai munca celor de la MAI sub domnul Bode. Ministerul Transporturilor, atât în mandatul meu, dar și în afara lui, n-a pus o virgulă sau un cuvânt în acest caiet de sarcini, de altfel n-are nicio legătură una cu alta. Mai este de menționat și că din tot acel proiect în care erau foarte multe lucruri de cumpărat care să ajute poliția, nu s-au cumpărat decât mașinile, nu s-au făcut achiziții publice pentru nimic din celelalte chestiuni prevăzute, din radare, aparatele de detecta droguri în salivă și așa mai departe. Acest caiet de sarcini este responsabilitatea celor care au condus licitația, cei din subordinea domnului Bode, IGPR-ul și MAI-ul, și este o licitație făcută complet cu dedicație. În momentul în care faci caietul de sarcini astfel încât să potrivească un singur model de pe piață pe care îl vinde firma, dealerul auto patronat de prietenul președintelui, asta este o licitație cu dedicație. Și se merge până în cele mai mici amănunte tehnice. Da, un exemplu, poate sunt oameni pasionați de mașini care ne ascultă și poate și, cred că pentru toată lumea, evident, mașina poate avea maxim 1450 de milimetri, 1,45 m înălțime. Cu 6 mm mai era un model, nu știu dacă le putem spune sau nu, până la urmă BMW-ul e pe gurile. Cu 6 mm mai mult cred că era Skoda și Passatul cu 9 mm. Deci prin introducerea unei înălțimi limită se elimină cele două modele. Treptele de viteză, 8 trepte este la o cutie automată, este relativ atipic. Cele mai multe modele de pe piață în gama asta de preț au 7. L-a eliminat și pe Audi. Mercedes are 9 trepte, cu asta n-au putut să le elimine. L-au eliminat din capacitatea cilindrică. Motor de minim 1,9 litri, Mercedes are un motor de 1,5 litri în care scot foarte mulți cai putere de altfel, mult mai mulți decât cei ceruți, deci performanța e acolo, sunt 230 de cai putere, accelerație foarte mare. Și la fel, pe fiecare detaliu al caietului de sarcini, în momentul în care tai din oferta care există a producătorilor auto, rămâne doar acest model BMW 320iX și două, trei modele care sunt cu totul în altă gamă de preț, cu 15.000 de euro mai scumpe. Mai este un Alfa Romeo de ăsta care e cu 15.000 de euro mai scump și un, cred că un Jaguar,
Astea erau, dar sunt, nu pot concura la preț. Și în felul ăsta licitația este clar dusă către un model anume. Probabil că s-au luat vreo 3 milioane de euro, cum să zic, gheșeftul, ca să folosim un cuvânt din zonă, pentru această licitație. Și este, noi am făcut sesizare la OLAF, la Autoritatea de Management a Fondurilor Europene. DNA-ul, am înțeles că e pe cale de a se autosesiza, sau nu știu, am văzut o declarație a domnului Bologa în spațiul public, a spus, ne putem autosesiza fără probleme. Așteptăm să o facă, pentru că este revoltător să-ți bați joc de banii publici în felul ăsta. Și mai cred ceva, că nu vor avea curajul să deconteze din asta banii europeni. Asta vreau să vă întreb, pentru că ministrul Bodena a cerut până acum rambursarea banilor europeni. De ce? Avem o confirmare oficială, am primit-o chiar eu de la Autoritatea de Management din subordinea domnului Grindeanu, care spune până acum n-au cerut bani. Acum depinde cumva și de plățile din contract, nu știu dacă contractul are avans sau nu, sau a fost cu prefinanțare. În orice caz, eu anticipez că nu vor cere acești bani, vor lăsa marele proiect care era pe fonduri europene. Fondurile acelea europene, iată, care ar trebui să ne facă tuturor viața mai bună, de fapt se scurg în buzunarele unora și vor lăsa pe fonduri naționale, pentru că sunt mult mai puține controle, nu mai ai treabă cu OLAF-ul, nu mai ai treabă cu parchetul european, nu mai ai treabă cu toate filtrele de control, iar unul dintre filtrele cele mai clare în achizițiile publice, în doctrina de achiziții publice europeană, este cel al caietului de sarcini cu prevederi tehnice restrictive, astfel încât din caiet să-l croiești pentru un singur ofertant, ceea ce mie mi se pare că este absolut evident în acest caz. Deci spuneți dumneavoastră că nu vor cere rambursarea banilor europeni ca să evite controalele și anchetele? Anticipez că nu vor cere rambursarea banilor europeni ca să evite controalele și anchetele. Ar rămâne DNA-ul, că în rest toate instituțiile sunt, cum să zic, mai mult sau mai puțin subordonate politic și controlate, cumva ar trebui să și relații foarte apropiate de partid între celelalte instituții naționale, Autoritatea de Management, Autoritatea de Audit și toți cei care ar trebui să se uite la regularitatea cheltuielii banilor. De asta ruce avea, domnule Drulă, s-ar putea întâmpla cei care ne ascultă? N-avea nimic și puteau cumpăra probabil, eu știu... Trebuie să-i sunați pe cei de la Dacia Renault, dar probabil dublu, 1200 de mașini în loc de 600, care să-și facă treaba polițiștii. Eu chiar aveam și una la partid și am condus-o recent, o mașină foarte bună, la jumătate de preț. Aici e vorba de o licitație cu dedicație pentru un om care este extrem de apropiat de președintele Iohannis. Vă aduceți aminte că anul trecut la decernarea premiului Carol cel Mare a fost însoțit cuplul prezidențial de cuplul Michael Schmidt și soția. E vorba de un dealer auto pe care președintele l-a reprezentat. Înțeleg că a fost la nivelul anilor 2009-2010, când era primar la Sibiu, imaginea mărcii. De altfel a avut în folosință gratuită, ani de zile, niște modele de prețuri foarte mari, de 100.000 de euro de la acea vreme, că a mai avut inflație pe euro, modele foarte scumpe, pe care le-a avut în folosință gratuită exact de la această marcă, lucruri pe care le recunoaște public. Deci semnele de care indică către o achiziție cu dedicație pentru a aduce un profit 3 milioane de euro într-un buzunar privat, în loc ca acești bani să se regăsească în dotări pentru poliție, poliție care se găsește în probabil cel mai prost punct din ultimii vreo 20 de ani. Primim mesaje de la polițiști profesioniști din domeniu care sunt disperați de lipsa dotărilor, de promovările pe pile. Oamenii pleacă în privat, în general fug din acest sistem care a devenit ultra-clientelar. Cei care încearcă să-și facă treaba sunt amenințați politic. Avem o înregistrare de la Caraș, în care un șef de poliție de acolo urlă la subordonați pentru că îndrăznesc să facă controalele cum trebuie și deranjează potentații politici. Ăsta este statul capturat, patronat de Iohannis. Nu este un accident această, după și experiența mea din guvern de anul trecut, vă dați seama că astfel de interese oculte în jurul ministerilor românești e plin de ele. Unele au devenit de notorietate, cazul navelor achiziționate tot în mandatul domnului Bode, apropo, dinainte de al meu, cele care au fost plătite dublu cu înregistrările DNA și așa mai departe. Și senzația mea sau experiența mea a fost că acest tip de fur din banul public este tolerat și încurajat de la Cotroceni. Vă acuză ministrul Bode de ipocrizie. Spune așa, USR a fost finanțat de domnul Schmidt.
în campania electorală din 2016 și dumneavoastră acum atacați omul care v-a ajutat. Ce caracter puteți avea, se întreba domnul Bode. Da, au fost, într-adevăr, în 2016, cred că înainte să intru în USR, eu sunt în USR din 20 octombrie 2016, sau în orice caz, în acea perioadă nu făceam parte din conducere, donații de, declarate legal, la, de altfel sunt surse publice, sunt monitor oficial de la grupul respectiv de firme, nu făceam parte din conducere, nu știu cum au fost făcute, dar în mod clar sunt absolut legale, transparente, iar această mentalitate a domnului Bode arată cum funcționează lucrurile la PNL și la PSD. Dacă omul a dat un ban, atunci trebuie să închizi ochii la ilegalități sau eventual să recompensezi din funcția publică. E mult aici, în această afirmație că ce fel de om trebuie să fii. Păi eu nu știu, ce fel de om trebuie să fii, știți, mă înfurie așa câteodată în dreptate, de-aia mi s-a schimbat și tonul, ce fel de om trebuie să fii ca să închizi ochii la o licitație cu dedicație prin care 3 milioane de euro, când eu știu ce nevoie de bani are statul ăsta și nu numai poliția, deși știu că sunt polițiști care ne ascultă, nu știu dacă poate vrea cineva dintre ei, pentru că eu primesc mesaje în privat de la oameni profesioniști. Invităm să intre în direct, în câteva minute o pot face. De oameni profesioniști care sunt absolut disperați, am mărturii de la ei de ce se întâmplă în acest sistem. Oare cu alea 3 milioane de euro sau restul din program, că nu explică domnul Bode nici ce s-a întâmplat cu restul de achiziții din acel proiect și fondurile expiră la anul 2023, este limita după care se pierd și nu explică nici de ce a fost nevoie de acele caracteristici tehnice. Ce se întâmpla dacă mașina avea 1456 de milimetri în loc de 1450. Au apărut și glume pe internet că nu mai intra în pasajul de la Unirii. Mă pricep un pic la mașini, chiar am avut o pasiune în altă viață și am desfăcut motoare. Nu există niciun motiv practic în acele specificații decât cel de a direcționa acest caiet de sarcini către un anumit model al unei anumite mărci. Recent ați scris așa pe Facebook: ce vedem acum sunt zvârcolirile regimului Iohannis, la chei se agită să acopere combinațiile șefului. E începutul sfârșitului. Explicați-ne. Da, este un sistem de putere, un stat capturat. A mai trecut prin asta și noi ca țară și alte țări și mulți din cei care să gravitează așa în zona puterii în România, cred că e veșnic sistemul ăsta. Dom'le, o să fie veșnic Iohannis la Cotroceni, Helvig la SRI, Bode la cârma PNL-ului, n-are cum, n-are rost, ei controlează tot, cam aici trebuie să spui banii dacă vrei să miroși sau să fii în zona puterii în România. Ori semnalele, această disperare, această clientelism extrem la care s-a ajuns și un faliment moral, de fapt, cred că ăsta e cuvântul, am găsit sintagma pe care o căutam, este un faliment moral, poate vorbim de plagiate, apoi de această întreagă zonă de corupție de toate felurile și greșelile pe care le fac, da, pentru că este o licitație aranjată în văzul lumii, denotă un sistem care e în disperare, inclusiv ieșirile domnului Bode și banii pe care îi plătește PNL-ul pentru a răspândi aceste minciuni, cum că eu, spre exemplu, aș avea orice de a face cu aceste specificații tehnice ale unei licitații cu dedicație. Toate aceste agitații, zvârcoliri, le-am spus eu, sunt zvârcoliri un sistem care pierde puterea. Domnul Iohannis va fi din ce în ce mai puțin relevant. Bode și Ciucă, deși ne vine greu să credem, cum ne venea greu să credem despre Florin Câțu acum vreun an, vor fi și ei istorie într-un timp mai scurt sau mai lung. Și cei care pariază încă acolo, lumea asta care, capitalul, un anumit tip de capital românesc care s-a obișnuit să fie cu statul, oamenii ăștia de prin instituțiile de forță, care se uită cam de unde bate vântul, ar trebui să se orienteze mai degrabă pe un tip de acțiune democratic, să nu le mai fie frică de unii care vor pica. Vă aștepta să se autosesizeze DNA? Să avem o anchetă? Da, m-aș aștepta, a spus-o chiar domnul Bologa, că se poate autosesiza, deci eu, nu știu, oricând pot să discut cu domnul Bologa, să-i arăt cum și-am făcut-o public, cum caracteristicile astea tehnice arată că se potrivește un singur model. Asta este un caz clar de fraudă în achiziții publice. Statul cheltuiește mai mult decât ar trebui. Dacă putea să vină un competitor cu un model mai ieftin cu 5 sau 10 mii de euro, sau acest concurent, v-am spus că probabil că discountul e mult mai mare pe care îl primește dealerul, probabil undeva în jur de 40%, el a oferit statului doar 20%, sunt de altfel de notorietate astfel de ediții de mașini la fel, când se produc 100, 200, 300, 600 în fabrică pentru un client, discounturile merg undeva până la 40, chiar 45%,
Cu acest concurent ar fi mers el cu prețul mai jos. A aranja achiziția, a aranja licitații înseamnă că în loc să obții cel mai bun preț pentru și pe banul public cât mai mult, banii ăia se duc într-un buzunar privat. Ori domnul Bologa n-are decât să se uite la date, să-i întrebe, poate, nu vreau să fac munca în locul dumnealui, dar și începe de la întrebat de ce e nevoie de aceste cerințe. Să explice cei de la IGPR, de la MAI, cum de o mașină cu 1400 50 de milimetri plus un centimetru nu poate să servească scopului. Pentru că orice cerință într-un caiet de sarcini trebuie justificată prin, cred că se numește, strategia achiziției publice. Și anumite cerințe pot fi obiective. Să spunem că vrei mașină 4x4. Dom'le, e nevoie de anumit tip de aderență, stragă și cu puntea față, puntea spate, te scoate din curbă, compensează comportamentul, poate ieși în off-road, să prinzi infractori. Să zicem că asta poate fi un criteriu obiectiv. Dar când te duci la celelalte care se adună, dimensiuni, minim trebuie să fie motorul așa, și vezi că taie toți concurenții și că rămâne un singur model care poate concura, atunci nu mai există acele explicații și în fața unei acțiuni bine alcătuite, lucrurile ar trebui să iasă la iveală, după părerea mea. Aveți informații că la IGPR, la MAI, e tensiune sau e mobilizare? Oamenii adună argumente pentru a dovedi că licitația, așa cum spunea ministrul Bode, e una făcută pe bune? Avem informații de la oameni din sistem care în momentul în care au văzut ce am spus noi, ne-au scris și ne-au spus în sfârșit cineva vorbește despre lucrurile astea pe care le vedem și noi. Și apropo, mai e încă o achiziție publică. A fost dezvăluită de Hot News vineri, același automobile Bavaria, același dealer auto, tot poliția de frontieră de data asta, tot fonduri europene, un singur ofertant, 99,8% din valoarea maximă. Un caiet de sarcini de data asta a ajustat la întrebarea ofertantului prin clarificări. Deci, practic, sunt niște, ceea ce se numește în limbaj de achiziții publice, achiziții directe, mascate ca licitații deschise. Într-o licitație deschisă ce se obține? Se obține cel mai mic preț pentru ceea ce îți dorești. Sau un avantaj între performanțe și economie. În momentul în care faci o achiziție directă, lasă loc corupției. Piața Victoriei la Europa FM. Cătălin Drulă, președintele USR, este în studioul Europa FM. În doar câteva minute deschidem linia și puteți suna pentru a intra în direct cu noi. Poate aveți întrebări pentru Cătălin Drulă sau poate lucrați în poliție și vreți să ne spuneți cum e în domeniul dumneavoastră. Am vorbit ceva mai devreme despre scandalul privind cumpărarea de mașini BMW pentru poliție. V-aș întreba și pe voi cu ce ați rămas după scandalul acesta. Care este informația cu care voi ați rămas în minte? Vreau să vorbim și despre moțiunea simplă împotriva ministrului de interne Lucian Bode și ce șanse are la vot și o să vorbim și despre teza de doctorat a ministrului Bode. În doar câteva minute ne puteți suna. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Bun, vom vedea dacă va exista o anchetă sau nu în cazul mașinilor BMW cumpărate pentru poliție, domnule Drulă. Mâine, moțiune simplă inițiată de USR împotriva ministrului de interne Lucian Bode. Trece moțiunea asta simplă? Pleacă Lucian Bode acasă? Probabil că PSD va face scut în spatele lui sau în fața lui Lucian Bode, la fel cum a făcut și cu Virgil Popescu. Deci e destul de puțin probabil să treacă în acest moment. Pentru că cele două partide, PSD și PNL, au armonie. O armonie în această cuplare la banul public, în acest furt al banului public, e un front comun. Nu-mi imaginez cum PSD va demasca prin vot această slugărnicie a lui Bode față de Iohannis și acest act de corupție. Și 100% rămâne Lucian Bode. V-aș întreba și dacă regretați în vreun fel că nu sunteți acum la guvernare sau credeți că n-ați fi putut trăi la oaltă sub nicio formă? Adică ați fi făcut treabă mai bună dacă acum erați printre guvernanți? Păi, noi am fost dați afară de la guvernare tocmai de asta. Dacă vă gândiți, domnul Bode a fost ministrul dinaintea mea. În mandatul dinaintea mea în 2020, într-un timp record, în 5 luni, s-a făcut licitație pentru studiul de fezabilitate, aprobarea unei investiții în acele 4 bărci, alocarea de fonduri, licitație pentru construcția bărcilor, semnarea contractului și plata avansului către un intermediar, la preț dublu față de cu cel care îl construia șantierul naval din Estonia, o
o țeapă de vreo 50 de milioane de lei, făcută în 5 luni, în mandatul domnului Bode. Mă uit de mult timp la infrastructura de transport, la toată această zonă, n-am văzut în viața mea ceva care se miște atât de repede. Cum pot fi compatibile aceste două lucruri? Noi nu am închis ochii în fața furtului din banul public, ne-am făcut treaba, ori pentru asta președintele Iohannis, patronul acestui sistem de furt din banul public, ne-a dat afară de la guvernare. E un lucru rău că nu mai suntem, că n-am mai fost la guvernare, există și un beneficiu, deși cumva e amar, și anume că oamenii pot să vadă că era doar o ipocrizie în fața, în spatele acelui mesaj al lui Iohannis, că este anti-PSD, că este un om care crede în modernizarea României, că este un om care crede în cinste. Nu crede în nimic din acestea și a dat arama pe față, pe final de mandat, târziu, ne-a păcălit pe mulți ani de zile. Dar noi spuneam de mult că PNL este un PSD pe galben. Acum poate vedea toată lumea asta și putem merge către alegerile din 2024 cu fiind mai puțin păcăliți de aceste două partide. Cum e cu România corectă, modernă, echilibrată, despre care vorbea președintele Klaus Iohannis la debut de an universitar? O Românie cu toleranță zero vis-a-vis de plagiat. Ne-am fi așteptat a doua zi să înceapă anchete, să vedem finalizarea studiului pe teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă și nu numai. Nu e așa. Sunt complet siderat de cum nu-i crapă obrazul președintelui. Sunt complet siderat pentru că este un om care nu numai că tolerează acest tip de Românie premodernă, o România combinațiilor România unei corupții în mediul politic și public, dar și încurajează. Iar pe partea de plagiat, păi nu există plagiat mai clar decât cel al lui Nicolae Ciucă, cel pe care l-a pus prim-ministru, demonstrat foarte clar de jurnalista Emilia Șercan, jurnalistă care apoi a fost supusă unor intimidări din partea chiar a poliției domnului Bode, dacă vă aduceți aminte. S-a rămurit cineva cum de poze intime pe care le avea numai poliția au ajuns în spațiu public, cum de operațiune de compromat a fost pusă la cale. M-am uitat și eu, am făcut cercetare pe bune. Dacă caută cei de la PSD și PNL, acum invit să intre pe Google Scholar, platforma de la Google, unde sunt indexate toate operele de științifice, și să vadă asta, și știu câtă muncă există în cercetare, și această copiere, acest plagiat e un furt extrem de nociv. Cum se simt oamenii care fac pe bune muncă de cercetare, care fac lucrări de doctorat? De ce le trebuie tuturor acestor politicieni să facă doctorate și să-și agațe acest titlu când ei n-au nici în clinici imune? Că m-am gândit atunci când, după facultate, dacă să fac un doctorat. Și mi-am dat seama că ar fi trebuit să petrec 5-7 ani într-un domeniu și că, mă rog, am alte planuri de viață. Și un om onest asta face. Nu se duce să-și cumpere un doctorat, să-l scrie cineva care mai copiază din niște cărți și să se declare și el doctor. Este un complex la politicienii români care s-a răspândit și de asta se și apără, stau ca puii de găină unii între alții cu Iohannis Cloșcă pe chestiunea asta de nu este o Românie educată, este o Românie educată să fure. Ăsta este proiectul lui Iohannis. USR transcrie teza de doctorat a ministrului Bode. Cum vă merge? Pe la ce pagină ați ajuns? Colegul meu, Cristian Ghinea, e coordonator acolo de proiect. Știu că are cel puțin un capitol. E ceva de domeniul ridicolului. Teza poate fi consultată doar pe un ecran la bibliotecă. N-ai voie să faci poze ecranului, n-ai voie să te înregistrezi pentru că aparent deranjezi liniștea în bibliotecă, să te înregistrezi cu citind-o, ca apoi un soft de transcriere, n-ai voie să fotocopiezi, evident, poți doar să transcrii. Și atunci colegii mei s-au apucat să facă această transcriere. Cred că șansele sunt extrem de mici ca o astfel de teză a unui politician român să, mai ales unul cum e domnul Bode, să fie una care conține cercetare originală, dar în fine, până când avem probele pentru asta, păstrăm, să zicem, un mic dubiu. Și de asta, au vrut să înfrângă un sistem care este făcut, adică e de un ridicol, știți cum e, se simt atât de stăpân pe statul român, de aia spune stat capturat. Achiziția de BMW-uri e în regulă, teza lui Bode și a lui Ciucă e ok,
mergeți la culcare, liniștiți români că nu se fură. Evident, sunt sarcastic, pentru că lucrurile astea sunt lucruri de altfel foarte serioase și triste. De asta spun că sunt un regim care e în faliment moral, este unul care este pe ducă. Că mi-ați cerut să explic mai devreme acea afirmație despre sfârșit. Uh-huh. Trebuie să ai o forță în a cere oamenilor să-i guvernezi. Trebuie să ai și o forță morală. Dom'le, vreau să am un plan, am un proiect. Uite care sunt oamenii, aveți încredere. Poate o să fac o greșeală, nimeni nu spune. USR, pe de altă parte, nu e perfect până la ultimul așa și respectiv, nu știu, PNL sau PSD sunt demoni complet. Dar în momentul în care lași gangrena corupției să macine în organismul de partid și la PNL și la PSD, și mi-e pare rău pentru cei câțiva oameni care își fac treaba de acolo, și când asta este semnalul de la marele boss, da? Bossul cu BMW-uri, atunci te duci către final. Și nu este singurul regim de genul ăsta care a picat. Intrăm în direct și cu ascultătorii Europa FM 0372069599 și îi ascultăm în aceste momente. Bună seara! Dacă ne auziți, vă salutăm! Bună seara, păi am înțeles că era cineva înaintea mea? Vă ascultăm pe dumneavoastră, nu-i nicio problemă. Cătălin Drulă, președintele USR, este în studioul Europa FM. Aveți o întrebare pentru Cătălin Drulă? Da. Vreau să-i spun, pentru că domnul Drulă cândva afirma că și el cândva o stat la coadă pentru votul lui Iohannis. Da, am stat și eu la coadă, am făcut și voluntariat pentru că eram în Italia, am dus oameni cu mașina. În fine, am rămas foarte dezamăgit. Problema gravă care văd, care s-a prins IPEC, adică la Iohannis, e că și el calcă exact pe urmele lui Petrov. Cel mai posibil și el să aibă probleme cu securitatea. Care e întrebarea? Primul semnal care a venit, întrebare. Da. Cum de Iohannis a fost propus la Grifo, premier? Cum ți s-a lăsat înconjurat de persoane care? Mulțumim tare mult! Mulțumim pentru că ați fost în direct cu noi! Mulțumesc! Da, sunt niște semne de întrebare pe care pe vremea respectivă, doar ca cetățean așa atent la politică, mi le-am pus în legătură cu ceea ce părea să fie doar un primar competent dintr-un oraș românie din Sibiu. Sunt niște semne de întrebare foarte bune în legătură cu Grifco, de legăturile pe care Iohannis le-a avut cu toată această zonă sulfuroasă, de servicii secrete, de implicarea lor în politică, cu Dan Voiculescu. Multe semne erau acolo și chiar recent vedem, apropo de scandalul BMW-urilor, presa locală din Sibiu, întrebându-l în 2011, era singura mașină din Piața Mare, pe acel carosabil impecabil, frumos, al clădirile vechi sibiene, era marele BMW, un seria 7, parcat acolo. Și m-a întrebat, de ce încălcați regulamentul și vă parcați? Nu suntem toți egali în fața legii? Și m-a frapat răspunsul, l-am văzut citat în presă, a spus, în fața legii suntem egali, nu și în fața locurilor de parcare. Continuăm discuția cu ascultătorii Europa FM. Vorbim despre scandalul acesta privind cumpărarea de mașini BMW pentru poliție, dar ne interesează să știm și cum stăm cu teza de doctorat a ministrului Bode și, firește, care este opinia voastră vis-a-vis de aceste subiecte. Președintele USR este în studioul Europa FM. Vă salutăm! Ce întrebare aveți pentru Cătălin Drulă? Bună seara! Bună seara! Am o întrebare relativ la vânzarea OMV Petrom către norvegieni. Dacă statul român ar cumpăra acțiunile statului austriac și le-ar garanta aceleași lucruri, ar avea control absolut asupra OMV Petrom, ar depăși 50%. Ce părere aveți? S-a pus vreodată problema? Mulțumim tare mult pentru că ați fost în direct cu noi. Nu era printre temele emisiunii noastre. Nu, și recunosc că mi este străin subiectul acesta, adică al unei schimbări de acționariat la OMV Petrom. Ce pot să vă spun este că, un lucru conex, dacă tot vorbim de petrol, de gaze, de altfel Petrom produce gaze în România, este că acolo unde statul român a păstrat controlul, la Romgaz,
Și teoretic ar trebui să vedem niște avantaje din asta. Avem o companie strategică. Am ieșit recent, iarăși un subiect pe care poate nu l-aveam pe agenda emisiunii, unul important și dacă îmi permiteți doar 30 de secunde despre Republica Moldova. Putin îi șantajează, apropo de ce s-a întâmplat și astăzi, Putin îi șantajează cu gazul. Le-a tăiat deja 30%, încă 35%. Oamenii au nevoie, există infrastructura, au nevoie ca România să le dea un contract rezonabil pentru cumpărarea de gaz, rezonabil însemnând mult peste prețul de acum un an sau doi ani, doar să nu fie actualul preț de piață, un contract pe 10 ani, e vorba de 5% din consumul României. Guvernul Ciucă a făcut niște promisiuni la Chișinău și n-a făcut nimic în sensul ăsta. Statul român are RomGaz, companie strategică, degeaba. Aici vreau să ajung. Și într-un moment în care ar conta enorm să nu îi lăsăm pe frații noștri din Republica Moldova la mâna șantajului lui Putin, repet, nu cer pomană, cer un contract în condiții comerciale, guvernul Ciucă, iată Iohannis, marele politician de premii internaționale, nu fac nimic pentru a ajuta. Ascultători Europa FM, în direct în Piața Victoriei. Bună seara, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Bună seara, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Toma Constantinescu mă numesc. Cătălin Drulă este în studioul Europa FM. Aveți o întrebare pentru Cătălin Drulă? Da, rugămintea mea este să îmi răspundă domnul Drulă dacă și în USR există oameni cu doctorat. Mulțumesc, bună seara. Mulțumim foarte mult pentru întrebare și pentru că ați fost în direct cu noi. Dacă sunt oameni cu doctorat și cum și-au făcut teza de doctorat? Sunt zeci de mii de oameni în USR și evident trebuie să de bună seamă că trebuie să existe și colegi care au această formă de cercetare. Eu am, spre exemplu, doar un master cu teză de cercetare, așa era în la facultatea din Toronto atunci când am terminat. Sigur că sunt și în USR oameni cu doctorat, dar în mod sigur între politicienii USR veți găsi mult mai puțini doctori decât în celelalte partide. N-am o statistică, dar am văzut că este o plagă în societatea românească, un fel de dorință de recunoaștere care cine știe ce complexe își dorește să depășească, de a face astfel de doctori falși. Că până la urmă e... Și asta face foarte mult rău zonei academice românești, recunoașterii noastre pe plan internațional. Și felul cum s-a închis complet sistemul să nu mai poată să controleze, da? Domnul Ciucă, de exemplu, premierul acestei țări care a plagiat, nu este controlat de CNAT. Cum? Prin tot felul de manevre judiciare, nu știu dacă nu cumva se numesc, sper că nu folosesc termenul greșit, manopere dolosive, mi-a plăcut la un moment dat termenul ăsta, adică combinații, ca să înțeleagă lumea, făcute astfel încât să n-ajungă niște oameni care chiar se pricep la cercetare și care, în fine, să spun obiectiv că eu sunt politician și spun că a plagiat, dar să-i dea un verdict, cum a fost la Ponta. Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, va fi chemat în Parlament, înțeleg, pe tema tezei de doctorat a ministrului Bode, dar USR îl cheamă în Parlament și pe Vasile Dâncu. Spune USR, ultimele lui declarații amplifică propaganda rusească și aduce prejudicii parteneriatelor României cu Uniunea Europeană și NATO. Va și veni la ora guvernului Vasile Dâncu? Aveți... Este obligat din punct de vedere constituțional? Da, declarațiile domniei sale, nu știu, cred că dacă ar tăcea, ne-ar face tuturor un bine. Aici nu mai e vorba doar de un adversar politic, e vorba de niște declarații care au consecințe internaționale și chiar aseară i-a răspuns președintele Zelenski, iar în ziua în care Putin trimite zeci de rachete peste orașele, peste civilii din Ucraina, ucigând oameni și distrugând infrastructuri civile, deci atacă zona de energie, astfel încât să le fie efectiv rău oamenilor, să nu aibă curent, sau efectiv au lovit clădiri de locuințe, deci fără nicio valoare militară în această agresiune fără precedent, deci să iei partea cumva sau să ajuți prin declarații acest regim criminal de la Moscova depășește orice imaginație. De asta l-am chemat în Parlament pentru a-l scutura bine pe domnul Dâncu. Probabil că și-a depășit cumva competența în această funcție, dar, repet, nu ar fi mult mai bine să tacă. Deci dacă ar tăcea, măcar nu ne-ar face acest rău și mai bine ar fi ca PSD-ul să vină cu un ministru al apărării care să înțeleagă pe ce lume. Mulțumim foarte mult, domnule Drulă. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Ne oprim aici, în Piața Victoriei. Mâine vă așteaptă Tudor Mușat în Piața Victoriei. Nu plecați, încep imediat știrile la Europa FM.
Piața Victoriei la Europa FM.